Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Invitata mea de astăzi este Andreea Chiș, judecător și un profesionist desăvârșit, un om frumos pe care îl cunosc de ceva timp și de la care avem atâtea de învățat, dar și un om care tot timpul a fost dornic de perfecționare. Și o să vedeți de ce. Bine ai venit în emisiunea Credință și Excelență, Andreea Chiș. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, bine te-am regăsit. Mă bucur să te revăd și mă întrebam eu acum la început de an, cum este Andreea, tu, timp de 6 ani sau cât e mandatul? Da, 6 ani ai fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Tocmai s-a încheiat această calitate de membru CSM. Dar cum este să ți se termine mandatul și să tragi o linie? Cum ai spus tu la început, am această dorință, poate nu de atât de perfecționare, că perfecționist sună cumva așa rigid, cât de evoluție, de dezvoltare permanentă. Și tot timpul au fost momente în viața mea când am simțit că ceea ce fac în acel moment mă limitează și că e timpul să fac un pas înainte. Iată că și acum s-a încheiat o etapă foarte importantă din viața mea, pentru că s-a încheiat nu doar acest mandat de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, care a încununat toată activitatea mea de până acum, ci s-a încheiat și activitatea mea de judecător. Pentru că de când am terminat facultatea, din 1994, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, eu am fost judecător. Am fost judecător la judecătoria Cluj-Napoca 5 ani, la Tribunalul Cluj alți 5 ani și apoi la Curtea de Apel Cluj încă 13 ani, după care am venit în Consiliul Superior al Magistraturii, fiind aleasă reprezentanta colegilor mei din partea curților de apel. Deci, iată, cumva am avut aceste etape în care tot timpul am căutat să evoluez, să învăț ceva mai mult. Iar cred că din toată cariera mea cel mai mult am învățat în această calitate de membru CSM, pentru că am simțit o răspundere și mai mare decât aceea pe care am simțit-o în calitatea mea de judecător, pentru că am răspuns de cariera tuturor colegilor mei judecători din țară și am simțit această responsabilitate foarte mult pe umerii mei și tocmai de aceea am decis la sfârșitul acestui mandat să mă retrag din viața de judecător și să mă dedic doar celeilalte profesii pe care am avut-o în paralel cu cea de judecător, aceea de profesor de drept, pentru că am rămas să predau la Facultatea de Drept, adică am predat în toată această perioadă, nu în toată perioada la Facultatea de Drept pe care am terminat-o, dar acum predau din 2010 la această facultate și rămâne să lucrez cu tânăra generație, iar cu sistemul judiciar voi avea legături de altă natură. Tu știi că am mai avut un proiect în care și tu ai participat și îți mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Se cheamă Legal Soft Skills. Da. Și cred că e nevoie foarte mult să conștientizăm că în afară de ceea ce ne învață școala de drept, legea acestei țări, cum să interpretăm și să aplicăm legea, e nevoie să învățăm să avem grijă de noi, să comunicăm mai bine unii cu alții, să comunicăm mai bine cu oamenii. Și acest lucru este acela pe care vreau în continuare, în a doua jumătate a vieții mele, să-l urmez ca și cale. Mă gândeam în timp ce tu povestești, făcând un calcul, deci în magistratură, adunând așa ce ai spus, ne ducem undeva spre 28 de ani, sau pe aici pe undeva, nu? 28 de ani dedicați științei dreptului, da? Omul care a avut în mână destinele oamenilor. De asemenea, Andreea Chiș este unul dintre oamenii care, sau mai bine spus, femeia care îmi va rămâne mie în minte ca și model și așa, ca tot ce e frumos într-un cuvânt. Tu ai spus așa la un moment dat, că iubești oamenii, un judecător, mai presus de orice, trebuie să iubească oamenii. Acum e adevărat, am intervievat foarte mulți oameni ai dreptului. Nu toți au spus lucrul acesta, dar tu ești promotorul, nu poți să uiți niciodată.
un judecător să vină să spună cu atâta ușurință, da, iubesc oamenii, mi se pare extraordinar. Tu mă cunoști de ceva vreme și da. Știi că vorbesc cu foarte multă ușurință cu oricine da. Și întotdeauna am promovat cumva legătura și cu celelalte profesii juridice. Cred în faptul că judecătorul nu poate să-și facă munca fără să aibă un avocat care să-l ajute în sală, în anumite categorii de cauze, un procuror bine pregătit care să-l ajute în sală. Și noi nu ne putem izola așa cum poate societatea s-ar aștepta sau după unele standarde s-ar crede că e nevoie. Din potrivă, e nevoie să promovăm o bună colaborare între noi și un mesaj către societate că suntem profesioniști în sala de judecată, avem fiecare rolul nostru și ceea ce se întâmplă în sala de judecată nu se confundă cu ce se întâmplă în afara ei, unde rămânem în continuare colegi, poate chiar da. Amici, dar asta nu interferează cu felul în care ne exercităm profesia. Și acest lucru e nevoie să-l promovăm împreună, judecătorii și avocații, și cred că noi două o facem cu prisosință. Așa este. Andreea, aș vrea să ne întoarcem în devenirea ta. Tu vii de undeva, deci din zona Clujului. De unde vii mai exact? Chiar un pic mai departe. Acum sigur că mă pot numi clujancă, pentru că încă de când am intrat la facultate în 90 am rămas în Cluj. Însă m-am născut într-un orășel la granița cu Ungaria, în Carei, din județul Satu Mare. Vin dintr-o familie mixtă din multe puncte de vedere, pentru că dacă mă întorc la bunicii mei, unul a fost român, unul a fost maghiar, unul a fost neamț, wow, și unul a fost, sau una aș putea spune, da? Ruteancă. Deci bunicile mele au fost unguroaică, respectiv ruteancă, și bunicii români, respectiv neamț. Și din copilărie, și eu și sora mea, am o soră mai mică, am vorbit ambele limbi în casă, pentru că părinții mei vorbeau ambele limbi. Cu noi vorbeau în limba maghiară și între ei vorbeau în limba română, pentru că își spuneau problemele profesionale. Și așa, noi cu sora mea am vorbit deja la vârsta de 2-3 ani ambele limbi. Și ce este interesant pentru cineva care crește într-o familie multilingvă, aș putea spune, este că noi nu confundam niciodată cele două limbi, nu confundam oamenii cu care vorbeam în cele două limbi, și acest lucru ne-a învățat că atunci când comunicăm într-o limbă, gândim în limba respectivă, ceea ce a făcut să învățăm cu ușurință și alte limbi. N-a fost ceva dificil, și pentru că suntem la o emisiune organizată în cadrul televiziunii Trinitate, trebuie să spun că am fost o familie cumva foarte inclusivă și din perspectiva religiilor, pentru că au fost foarte multe religii și pe toate cumva le-am acceptat și le-am dat locul cuvenit și ne-am respectat fiecare pentru ceea ce era. Cât de bine să poți să ai acces la atâtea limbi, pentru că rădăcinile au fost la baza dezvoltării personale, și pe de altă parte să ai acces la, cum ai spus, atâtea zone religioase și să le accepti atât de ușor. Vreau să-mi spui, când s-a născut în mintea copilului de atunci, Andreea Chiș, sau, nu știu, îmi spui tu, dorința aceasta de a, nu știu să zicem, face dreptate, de a fi un copil coordonator, nu știu, probabil ai fost permianta clasei, ai avut ceva acolo, un indiciu exista, poate l-a descoperit cineva sau nu, dar uite ce a urmat mai târziu, astfel încât tu să urmezi această carieră de magistrat cu atâta dăruire și iubire față de oameni. Da, mama mea a fost profesoară de română și am vorbit cu prieteni care au avut părinți profesori. Cred că profesorii cad în păcatul de a-și supraeduca copiii. Deci eram un copil foarte educat, care era foarte disciplinat la școală. Erau așteptările foarte mari din partea părinților și din partea tatălui meu, care a fost inginer agronom. De la el am învățat să iubesc animalele, să iubesc natura, să iubesc ploaia.
Alții nu iubesc, dar tata iubea foarte mult ploaia pentru că aducea foarte mult rod pământului. Deci, iată, de la fiecare am învățat câte ceva, dar în special de la mama am învățat multă disciplină. Am fost într-adevăr premianta clasei, ceea ce vine cu plusuri și cu minusuri, pentru că, practic, toată viața ta este dedicată studiului și destul de puțin timp îți rămâne relațiilor personale. Asta nu înseamnă că nu le-am cultivat, pentru că eram prietenă și am rămas în continuare prietenă cu majoritatea colegilor mei și din liceu și cu o parte din școala generală, nu mai vorbesc de cei din facultate. Chiar cred că este foarte important să avem relații cu cât mai mulți oameni, pentru că oamenii suntem ființe sociale și noi nu putem să învățăm decât din relațiile cu ceilalți și am cultivat tot timpul acest lucru și ca premianta clasei mărturisesc că singurele, cum să zic, lucruri rele poate pe care le făceam era să mai fac temele de casă ale unor colegi, lucru pe care nu îl încurajez absolut deloc. E un fel de a trișa, dar în rest am fost un copil foarte cuminte. Cu toate că am fost un copil foarte cuminte, n-am intrat din prima la drept, pentru că în anii aceia de dinainte de 89 erau foarte mulți. În 1988, când am terminat eu liceul, eram 1000 înscriși pe 30 de locuri, din care o parte deja era ocupată de băieți care erau în armată. Deci, practic, pe 24 de locuri concuram. Era o medie astronomică. Și cu toate că eram un copil cu minte și studios, să-ți mărturisesc că niciodată n-am putut să învăț pe de rost acele două cărți, și acum le țin minte, Filozofia și Economia Politică. S-a dat în anul în care am intrat la drept, a fost primul an după Revoluție, s-au schimbat materiile, pentru că inevitabil cele două manuale cu limbaj de lemn și foarte multe documente de partid comunist nu mai puteau să stea la baza unei admiteri la drept și nicăieri. Am dat din istorie și mi-a făcut foarte mult istorie. Am fost olimpică la istorie în clasa 10, am fost olimpică și la filozofie, dar știi tu că la olimpiade se cerea altceva decât la admitere, era alt nivel. Și din gramatică. Iar gramatica, îți dai seama că mama fiind profesoară de română, noi vorbeam despre gramatică în casă, cum ar vorbi alții despre vreme. Știi, venea mama acasă cu citise, nu știu, un text și spunea când intra pe ușă, mie și surorii mele, fiți atente că am descoperit un text foarte interesant și cum l-ați analizat voi din punct de vedere gramatical. Și noi întrebam, știi, cumva într-un glas și unde-i virgula, știi, ca să știm unde sunt subordonatele. Deci, cumva, pentru mine, gramatica a fost foarte simplă. Istoria la rândul ei n-a fost foarte complicată pentru că am învățat-o pentru olimpiadă și era cumva natural să intru la drept în 90, în primul an în care s-au schimbat aceste materii. Mi-a venit cumva ca o mânușă și mi-a și plăcut foarte mult facultatea de drept. Da. Atât de mult încât am rămas în continuare să predau. Și când a fost să faci alegerea, da, după ce ai terminat, sau ai hotărât din timpul facultății, înainte ți-ai dorit și ai spus, da, eu vreau să ajung judecător, cum a fost? Cum s-a născut această dorință? Când s-a născut? E foarte interesant că am decis să dau la drept după ce ai mei nu m-au lăsat să dau la medicină, știi? Pentru că au zis, acolo sigur nu intri, de parcă la drept se intra foarte simplu, mă rog. Deci tu ai vrut... Eu am vrut medicină. Aha. Acum, sigur că nu regret că n-am făcut medicină, dar vezi că ambele profesii sunt cumva vindecătoare, Mihaela, pentru că în ambele profesii te ocupi de oameni. Într-o profesie te ocupi de corpul uman și în cealaltă profesia noastră te ocupi cumva de zonele care țin de minte, dar poate într-o oarecare măsură și de suflet. Și atunci n-a fost o întâmplare cumva că dacă n-am putut să fac medicină, am făcut o altă profesie care presupunea cumva o apropiere de oameni, dar și să înveți o detașare suficientă pentru a fi obiectiv, că nu poți să rezolvi o problemă umană dacă te implici în ea foarte tare, pentru că nu poți face problema ta. Așa tu știi, nici măcar ca avocat, unde ești de o parte a baricadei și ai clientul și interesele clientului, chiar și acolo e nevoie să te detașezi
ca să-i poți rezolva problema. Și cred că aici noi avem foarte mult de câștigat prin practicarea profesiilor noastre, pentru că învățăm nu doar zona de drept, ci și zona de comunicare. Și dacă îți place să comunici cu oamenii, cred că e o profesie care ne vine foarte, foarte ușor. Și când am dat la facultate, să știi că eu m-am gândit să mă fac procuror sau avocat, pentru că, vezi și tu, mie îmi place să vorbesc. Și la un moment dat, la un seminar de procedură civilă, materia pe care o predau azi la facultate, profesoara mea, pot să-i spun numele pentru că sunt extrem de recunoscătoare, este doamna profesor Emeșe Florian, da, m-a pus să joc rolul unui judecător într-un proces simulat. Și cumva a fost un moment așa de conștientizare că, uite, ăsta e lucru pe care aș vrea să-l fac, pentru că mie, de fapt, mi-ar plăcea să fiu cel care ia decizia și nu cel care cere. Știi, asta e o poveste că de-aia m-am făcut și membru CSM, din președinte de asociație profesională, ca să nu mai cer, ci să fiu cel care ia decizia. Și uite, așa m-am făcut judecător. Și mi-a plăcut foarte mult să fiu judecător. Deci a trebuit să descoperi lucrul acesta pur și simplu jucând un rol. Efectiv, interpretând un rol. Acela a fost decisiv. Mai devreme povesteam și eu zic în felul următor, dragile spectatori, un om al dreptului, fie că este judecător, avocat, procuror, joacă un rol pe scena vieții. Indiferent, dar de el depind foarte multe. Dar cel mai sensibil rol, cred că este cel de judecător. Pentru că, asta vreau să spun, Andreea, nu ți-a fost greu, mă gândesc așa și o să ne povestești pe scurt, pentru că timpul trece repede, știu asta și avem multe de vorbit. Cum a fost prima ta tangență cu sala de judecată, care îți mai aduce aminte ce dosar te-a marcat așa, te-a impresionat? E adevărat și aș vrea să-mi spui și de ce ai ales latura civilă și nu cea penală sau orice altă zonă a dreptului. Știi, când am terminat eu facultatea în 94, Institutul Național al Magistraturii era așa pe la începuturi, nu era obligatoriu, mulți nici nu știau existența lui, așadar aveam posibilitatea să alegem să fim repartizați. Am fost printre ultimele generații care au primit pe bază de repartiție post și am ales să mă duc la judecătoria Cluj-Napoca pentru că am vrut să rămân în Cluj, locul în care am terminat facultatea. Și vreo 6 luni de zile am trecut pe la diverse compartimente ale instanței, așa era atunci, nefiind din EMEU, aveai de învățat lucruri înainte să intri în sala de judecată, dădeai un examen pe care îl numeam examen de semnătură, ca să ai dreptul să semnezi acte de procedură, bineînțeles, hotărâri judecătorești în cazul nostru, și apoi am intrat ca judecător stagiar alături de un judecător definitiv și în cauzele foarte simple care acum sunt de competența judecătorului stagiar, intram și ca unic judecător, cauze de majore de pensii, de popriri, de plângeri contravenționale. Ca să amintim, la acel moment și chiar și mai încoace, un judecător oricum judeca și dosare penale și civile. Ai prins momentul acesta? Am prins, da. Judecătoria Cluj nu avea atunci secție penală și secție civilă, dar avea complete specializate și ca stagiar erai obligat să judeci ca un an de, o parte din și 2 ani de stagiatură pe vremea aia în civil și o parte în penal. Deci am judecat și civile și penale. Deci țin minte că am ales în cunoștință de cauză specializarea drept civil. După 6 luni am intrat prima oară alături de niște judecători definitivi de la care am învățat foarte multe, să știi. Adică am învățat cum să comunici cu avocații, cum să comunici cu grefierul, cum să comunici cu sala, cu părțile. Sigur că și drept am învățat, dar noi veneam foarte bine pregătiți de pe băncile facultății. Cu toate astea, sigur că am avut întotdeauna de învățat de la cei cu mai multă experiență, dar am învățat mai mult latura asta practică a profesiei. Și țin minte prima ședință pe care am condus-o ca judecător definitiv după 96, când mi-a definitivatul.
Și țin minte că am făcut o mini greșeală în sala de judecată pentru că un domn avocat pusese concluzii și m-am pronunțat pe cererea lui fără să mă consult cu colega mea, eram complet colegial și... Da, tu știi aici. Acum, știi cum e? Într-un complet de judecată se formează așa o legătură încât deja știm ce gândim unul sau altul. Însă tu știi foarte bine că în sală și pentru aparență e foarte important să te consulți, să deliberezi, decizia se ia în comun. Ei, eu n-am consultat-o pe colega mea și i-am respins cererea că dacă i-aș fi admis-o, sigur nu se întâmpla nimic. Și țin minte că a ridicat tonul la mine și a spus acest lucru și avea perfectă dreptate și m-am supărat pe mine pentru că am făcut această greșeală și sigur că mi-am propus și înainte, dar din acel moment cu atât mai mult mi-am propus să fiu foarte atentă și cred că crezul meu în viață și poate ar trebui să fie crezul fiecărui judecător, poate dacă nu cel mai important, dar unul dintre crezuri, al meu categoric este cel mai important, este că sunt responsabilă pentru acțiunile mele și pentru rezultatul acțiunilor mele și munca asta m-a făcut și mai responsabilă cu fiecare zi. Este adevărat și pe de altă parte eu, tot așa ca și om care a practicat și practică profesia, am conștientizat că chiar și atunci când greșim, cred că sunt cele mai importante momente care nu se uită niciodată și din greșeli înveți. Oricum e o expresie populară. Andreea, în acea perioadă sau în paralel, tu predai și la facultate pentru că din tot ce știu eu, tu ești unul dintre judecătorii, mă rog, dintre oamenii dreptului care a pus piciorul într-o universitate încă de tânără. Adică profesor, nu știu dacă tot procedură civilă predai la vremea aceea. Am rămas în facultate. Mă gândesc diferența de vârstă, știi cât era între student și profesorul lor. La început nu era, pentru că, zăi seama, am terminat facultatea în 94 și primii mei studenți erau cei din anul 2 care erau anul 1 când eram eu anul 4. Deci eram, cum ne salutam cum se salută în Ardeal, cu servus, știi? Și mulți ani de zi am avut această atitudine informală față de studenți pe care îi consideram colegii mei. Acum, sigur că după o anumită perioadă ar fi foarte ciudat să le spun, nu pentru că mie mi-ar fi greu, eu le și spun, voi sunteți poate mai inteligenți decât mine, dar inevitabil eu sunt mai înțeleaptă prin prisma experienței de viață și profesionale. Deci aș putea să am acea... Oricum, încerc să creez o legătură și pe orizontală cu ei, în sensul de a-i stimula să pună întrebări, să-și expună dubile și, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, să mă contrazică. Pentru că știi că noi din rutină vedem deja lucrurile într-un anume fel și vine studentul și îți pune o întrebare sau îți pune reflectorul dintr-o altă perspectivă pe acel text de lege la care tu cu atâția învechime nu te-ai gândit niciodată și zici, ba mă, ce recunoscătoare sunt! Pentru că, uite, am mai învățat ceva. Deci chiar, da, am rămas în facultate și în primii ani am fost asistenta domnului profesor Liviu Pop. Astăzi el este academician, este mentorul meu, a fost profesorul care mi-a coordonat teza lucrarea de doctorat, a fost și decan al facultății, a fost și șeful catedrei de drept privat la un moment dat și să știi că în facultate chiar se vede amprenta pe care și-a pus-o asupra oamenilor, pentru că a dus foarte mulți tineri, printre care și pe mine, la un moment dat și cumva se vede că el ne-a fost mentor, pentru că el a fost nu doar un foarte bun profesor de drept, ci este, a rămas în continuare un om extraordinar de bun. Și el spunea un lucru pe care am căutat și noi învățăcei lui care am rămas la facultate să-l urmăm. Exigența poate să fie făcută și cu bunătate. Așa este, da, împărtășesc această cum să zic eu, poate mă ajut tu, acest crez de viață, acest crez de viață. La urmă. În timp ce vorbeai, am căutat, că nu mai știam unde am citit și mi-am notat, că ești numită de către studenți, deci încă din tinerețe, da, decanul de suflet al lor. Deci
Despre ce? Deci dacă ei au ajuns să te numească așa, de ce? Pentru că ai avut tot timpul o relație foarte apropiată. Da, cred apropiată, că asta este. Nu? Știi că în fiecare an, fiecare generație de studenți își alege un profesor pe care îl desemnează decan de suflet. Este cel care ia majoritatea voturilor și am fost aleasă, într-adevăr, mai mulți ani la rând. Cred că pentru această comunicare, cred că fiecare când suntem aleși înseamnă că avem cu acel an cea mai bună comunicare, că pentru acel an, absolvă sau termină facultatea de drept, reprezentăm un model. Avem probabil cea mai bună comunicare cu ei. Da. Dar tu, pe lângă, că o să le spun telespectatorilor, a trecut jumătate din emisiune și eu nu știu ce să întreb mai repede ca să acoperim foarte multe zone. Eu aș vrea să le spun telespectatorilor, păi cum să nu fie Andreea Chiș, judecătorul Andreea Chiș, apropiat de tineret, când inclusiv tu ai un spirit atât de tânăr, de frumos și pe de altă parte mă duc puțin în zona pasiunilor tale, care nu sunt deloc ușor de practicat. Aș vrea să vorbim puțin despre ele, trec de la una la alta, dar o să ne întoarcem și vom continua zona profesională. Deci, cum e să mergi pe motocicletă? Acum eu îți mărturisesc că n-am mai fost de ceva ani. Sau cum e să ai brevet de scufundator. Da. Știi că le ascultam pe Gabor Mate zilele trecute într-un podcast și explica el la un moment dat despre o scufundătoare, ea din apnee făcea scufundări, eu n-am ajuns la nivelul acela. Asta înseamnă că nu ai tubul de oxigen la tine, ci numai din oxigenul pe care îl porți în plămâni. Ei, eu n-am făcut asta, repet. Și spunea despre ea că într-un interviu mărturisise că face acest lucru întrucât în acele puține momente, că din apnee nu poți să stai foarte mult, câteva minute, se simte un întreg cu totul. Adică nu există niciun fel de granițe între ea, natură și ceilalți. Și probabil că cei care fac acest lucru o fac, așa cum am făcut-o și eu, ca să simtă și mai mult momentul prezent. Și cred că în timp n-am mai făcut acest lucru și pentru că n-am avut atât de mult timp fiind cu două profesii în continuare, pentru că am rămas profesor în Cluj și am fost membru CSM în București, deci am făcut naveta între două orașe și două profesii, dar și pentru că poate tocmai din acest motiv am fost mai prezentă în viața mea la modul general și nu mai aveam nevoie de lucrurile astea din exterior care să mă aducă pe mine în interiorul meu. Și cred că în acești 6 ani, în ultimii 6 ani, care mi-au fost extrem de grei și care mi-au pus extrem de mult la încercare credința în oameni, credința în capacitatea mea de a înțelege, de a ierta, de a practica compasiunea cu oricine și în special cu cei cu care lucram și cu care eram în conflict de foarte multe ori, am învățat să mă întorc spre mine, întotdeauna să mă întorc spre mine și să spun ce pot eu să fac mai mult, ce pot eu să fac mai bine pentru mine și pentru celălalt. Și pentru asta sunt recunoscătoare oamenilor care m-au provocat cel mai mult, să știi că mentorii mei în acești 6 ani au fost colegii cu care m-am înțeles cel mai puțin. Și chiar le-am spus acest lucru, nu știu dacă m-au crezut unii dintre ei, că chiar le sunt recunoscătoare, pentru că chiar credeam, știi, eu am primit o educație religioasă de copil, având un bunic preot. N-am știut. Da, am fost trimisă la religie pe vremea aceea nu prea se vorbea despre asta, chiar nu era foarte bine să se știe. Ei, familia mea și-a asumase acest lucru.
Și cumva primind o educație religioasă am crezut întotdeauna că mi-e foarte simplu să iert, să iubesc, să uit. Ei, s-a dovedit că n-a fost chiar așa de ușor și le mulțumesc oamenilor care, de la care am învățat și mai mult să practic aceste valori ale mele. Interesant este că eu acum constat, vezi, acum tu ești în momentul în care ai tras o linie, da? Ai încheiat un alt capitol din viața ta. E foarte bună experiența, poate de împărtășit celor care ne privesc, mai ales către lumea dreptului, mă îndrept în mod special. Dar interesant este că atunci când tu, și sunt ani foarte mulți de judecători, de scaun, cum se spune, dar totuși zona cea mai grea, totuși tu vorbești despre perioada din CSM, din Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că acolo, într-adevăr, sunt decizii care se iau, sunt acțiuni, activități ample care conduc și aduc în discuție lumea justiției. Da, poate spre final vii așa cu un sfat ca și concluzie a omului care a trecut și pe aici, da? A lăsat ceva în urmă și care merge mai departe. Dar, pentru că trebuie să mă organizez foarte bine timpul, deci ai ales niște sporturi extreme, greu de practicat, de-aia mă gândeam, un judecător are și el viață și în afara sălii de judecată. Absolut. Fără nicio discuție, dar eu sunt uimită, Andreea, că pot să vorbesc acum cu tine și tu poți să vorbești de asemenea. Câteodată parcă mi-aș dori un pic mai multă libertate de exprimare a judecătorilor, pentru că ei au atâta experiență acumulată, vin cu atâta experiență de viață, pentru că fără să vrei sau să vrei, preiei tot ce se întâmplă în sală. Da? Bine, detașarea există, dar experiența te ajută și atunci n-ar fi bine să vii în fața oamenilor și să o împărtășești cu ei, adică zona, într-un fel sau altă, educația juridică a cetățeanului, că de fapt aici ajung. N-ar fi bine ca judecătorii, procurorii, alături de avocați să iasă mai mult în fața oamenilor, pentru că așa am putea să educăm și să nu se mai ajungă să aveți sălile atât de pline, dosare de nu le mai faci față și tot ce se întâmplă într-o ședință de judecat. Ai perfectă dreptate, adică e nevoie să ne implicăm în zona asta de educație, educație juridică, pentru ca oamenii să fie pregătiți minimal în ceea ce privește legea, dreptul, ca să nu ajungă în fața unui judecător. Pentru că în fața unui judecător ajungi atunci când ai probleme. Și cred că exact și medicina trebuie să se preocupe de același lucru, că acum deja vorbim de medicină, de sănătate, de healthy lifestyle. Da. Știi? Da. Am și avut invitat în Legal Soft Skills și este despre prevenție, cum să ne păstrăm sănătoși. E așa și dacă ne întoarcem la drept, e nevoie ca oamenii să învețe cum să păstreze niște raporturi juridice sănătoase, ca să nu vină să vindece boala unor raporturi juridice în fața unui judecător. Și cred că aici avocați și judecători și alți profesioniști ai dreptului, deopotrivă, putem să contribuim foarte mult și apreciez emisiunea de educație juridică pe care o faci și am văzut că ești implicată și în proiectul Fii avocat în școala ta și știu că sunt implicați și colegi judecători în educație juridică și mă refer la alte niveluri, la drept. Și cred că e foarte bine acest lucru. Acest lucru pe de o parte. Iar pe de altă parte, cred că este important să vorbim și despre ce înseamnă să fii judecător, despre ce înseamnă să fii avocat, care este partea nevăzută a lucrurilor. Pentru că ce nu mi-a plăcut mie, și nu doar în ultima vreme, de foarte mult, de când sunt eu judecător, am observat că, într-un fel, noi suntem ca un căpcăun pe care unii feți frumoși își construiesc un discurs. Și ori de câte ori e nevoie ca atenția să fie distrasă de la niște probleme importante ale societății, trecem la justiție și special la judecător, vorbim de salarii, pensii și gata, toată lumea și-a concentrat
toată energia negativă asupra noastră. Poate, și atunci... poate se întâmplă asta și din cauza faptului, exact ce vorbeam mai devreme, că lipsa asta de comunicare directă cu oamenii, în diferite moduri, probabil astăzi nu ar fi atât de dură analiza. Absolut. Adică sunt niște lucruri. Da, poate că greșim uneori, atunci e nevoie să explicăm de ce am greșit. Sau unele soluții nu sunt clare sau nu sunt accesibile publicului larg, e nevoie să le explicăm. Și e nevoie să explicăm și dacă este, care sunt dificultățile acestei profesii și ale, și a profesiei mele și a profesiei tale. Pentru că e, știi, mi-amintește și fac o comparație, da, ca să fie un pic un spirit mai hazliu, că tot au trecut sărbătorile recent. Da. Știu că aveam o vecină foarte simpatică și mi-e dragă până în ziua de astăzi, dar îi spunea mamei mele, care era profesoară de română, măi, Iuțic, așa îi se adreseau mamei, ia-ți-i foarte simplu să fii profesor, fumezi 2-3 țigări și trece ora. Probabil că așa vede și publicul larg munca noastră, dar nu-i chiar așa, că nu fumăm 2-3 țigări și trece ședința de judecată, pentru că presupune o pregătire temeinică ca și a profesorului, că partea de o oră e doar partea care se vede, exact. Partea din sala de judecată este doar vârful icebergului. Până acolo te pregătești din dosare, prelucrezi în interiorul tău niște drame umane, exact. După care ai acea, nici nu știu, acea deliberare, spunem noi, în drept, dar care uneori poate fi o frământare de-a dreptul, care e soluția dreaptă, oare mă lasă, uneori legea nici mă lasă să dau soluția pe care o consider eu dreaptă și dau soluția după lege, evident, dar uneori mă doare. Și toate aceste lucruri e nevoie să le prelucrăm și nu toți suntem conștienți, că nu știm de ce nu dormim noaptea, nu știm de ce suntem obosiți, nu știm de ce ne îmbolnăvim, pentru că în profesiile noastre, tocmai pentru, iată, nu spunem tot ce vedem. Văd că unii spun după ce li se termină profesia, lucru pe care îți mărturisesc, eu nu îl apreciez foarte mult. E nevoie să vorbim atâta timp cât suntem în mijlocul evenimentelor, pentru a fi credibili. Da. Și atunci e foarte important, dar nu putem să spunem tot ce vedem și tot ce simțim. Și în sala de judecată știi bine că ne reprimăm foarte multe emoții negative și așa e corect, pentru că avem o solemnitate a sălii de judecată. Dar aceste lucruri, și poate lumea nu știe, undeva în noi rămân și sunt foarte mulți colegi care se îmbolnăvesc. E frecvent cancerul, e frecventă infertilitatea la femei, sunt frecvente bolile autoimune, da. Și despre aceste lucruri noi nu vorbim. Și câte accidente vasculare și astea. Ca și să nu mai vorbim de alte lucruri, pentru că am avut niște evenimente extrem de neplăcute în ultima vreme, de colegi care au ajuns la niște gesturi extreme, pentru că poate nu am fost destul de atenți la ei. Nu suntem destul de atenți nici la noi, nici la colegii noștri și poate că nu ne susținem suficient de mult în astfel de momente. Andreea, ce mi-ar place să avem mult mai mult timp și să vorbim, adică să împărțim timpul inclusiv pe latura aceasta profesională, mai ales că tu acum vii cu atâta experiență acumulată, poți să vii în fața colegilor, în fața noastră tuturor și să ne împărtășești și bune și rele și de aici se nasc de multe ori decizii, soluții, să îmbunătățim, să schimbăm, să corectăm. E mare lucru să se întâmple și lucrul acesta, dar așa cum ai spus tu și eu pot să confirm, eu de când te știu, tu ai fost omul care ai vorbit, ai spus-o într-un mod elegant, într-un mod atât cât poți să fii ascultată și auzită de cine ar trebui sau nu. E adevărat, Consiliul Superior al Magistraturii, și aici aș vrea să încheiem capitolul acesta ca să nu vorbesc eu mai mult și trebuie să vorbești tu, ca și concluzie, ce a însemnat pentru tine și ce poți să zici acum la final, după ce s-a încheiat mandatul? Așa, ca și știi, concluzie. 10 minute, Andreea, deci trebuie să ne împărțim timpul. Așa. Să știi că pentru mine a fost un mare plus.
Pentru că a fost acel finis coronat opus. Ți-am spus că eu iubesc oamenii și iubesc comunicarea și mi-a oferit posibilitatea de a comunica cu un sistem întreg, cu sisteme judiciare, pentru că eu în Consiliu m-am ocupat de partea de comunicare. Am creat un proiect de comunicare și pentru interior cu strategie de comunicare. Și cu ghid de bune practici cu celelalte profesii juridice. Deci am adus la aceeași masă profesiile juridice, cum o făcusem și acasă la Cluj. Am adus la aceeași masă cele trei puteri, fiindcă am făcut ghiduri de bune practici cu celelalte puteri. M-am ocupat de zona de cooperare internațională pentru că am fost de două ori, și acum sunt în prezent membru în bordul rețelei europene a Consiliilor Judiciare, unde de asemenea am coordonat proiecte de comunicare. Deci chiar am încurajat comunicarea și între noi și comunicarea publică și acest lucru mi l-a oferit Consiliul. Deci a fost un mediu favorabil și a fost un mediu favorabil pentru comunicarea și cu colegii care erau foarte diferiți de mine, colegii mei din Consiliu, și a fost o experiență să deliberez în 19. Pentru că eu, fiind judecător de curte de apel, am deliberat în complet colegial și știam că uneori și deliberarea în 2, dar și în 3 e dificilă, în 19 este extrem de dificilă și am învățat să accept punctele de vedere ale celorlalți și să înțeleg că ce pot eu să fac este să vorbesc, să spun acesta este punctul meu de vedere, acestea sunt argumentele mele, pe cât posibil să păstrez focusul pe problemă, pentru că am observat în comunicare unii tind să treacă de la problemă la om și atunci știi că mutăm reflectorul. Deci aceste lucruri le-am făcut, am sădit niște semințe și am observat că unele au rodit imediat, altele au rodit mai târziu și am învățat în Consiliu că primăvara nu vine când vreau eu. Ea vine când îi vine ei rândul, ca în natură. Și cred că tot ce am făcut a făcut sens și pentru acest lucru eu cred că pot să spun că mă declar mulțumită după cei 6 ani de Consiliu. Sigur că poate aș fi putut să fac și mai... Nu-mi place să spun, pentru că dacă puteam să fac mai multe, făceam mai multe. Sigur că așteptările de la noi au fost mai mari și eu m-am așteptat de la Consiliu să construim și mai mult, dar cred că acești 6 ani au fost dificili din multe puncte de vedere, nu doar pentru sistemul judiciar, ci și pentru societatea românească, pentru Europa, și cred că față de circumstanțe fiecare dintre noi a făcut tot ce a putut. Și atunci, ca să trag linie, eu aș spune că sunt pe plus. Am înțeles. Și sistemul judiciar e pe plus. Și oamenii, ce se înțeleagă ei acum din tot ce ai spus tu? Oamenii trebuie să aibă încredere în justiție, trebuie să aibă încredere în Consiliul Superior al Magistraturii, așa, pe scurt. Acum, mie nu-mi place asta cu trebuie. Eu ce aș vrea de la cei care ne urmăresc, indiferent că au avut sau nu, dar în special pentru cei care n-au avut contact cu justiția, pentru că cei care au avut contact au propria experiență, bună sau rea, și în funcție de ea decid și e absolut dreptul lor să o facă. Dar cei care nu au avut un contact cu noi, rugămintea mea este să nu ne judece pripit, ci să încerce să vadă ambele părți ale monedei înainte de a decide dacă au sau nu încredere în noi, pentru că atunci când există o problemă, nu poți să mergi la judecător dacă n-ai încredere în el, așa cum nu poți să mergi la un medic dacă n-ai încredere în el. Și atunci este spre binele fiecăruia să construim împreună această încredere. Andreea, ce proiecte ai de viitor? Ce faci tu acum? Proiectul de la juridice.ro, îmi doresc mult să meargă mai departe, da? Absolut. Merge mai departe, da. Mă bucur, Andrei, să vezi cum se ține Andreea foarte mult. Așa, și ce alte proiecte? Voi rămâne profesor și rămân în continuare în contact cu studenții și pentru că am avut aceste două slujbe până recent, acum rămânând doar profesor, vreau să scriu în sfârșit manualul pentru studenții mei și atunci am avut o dublă motivație să mă înscriu la a doua facultate și m-am înscris la Facultatea de Psihologie și sunt studentă în anul întâi la zi. Abia am apucat să mă duc la cursuri pentru că fiind în București mai mult n-am putut și uite, tocilarul din mine suferă pentru că la unele examene mă voi duce direct în restanțe pentru că n-am făcut numărul necesar de prezențe.
Eu în toată facultatea de drept am avut 2 de 9, îți dai seama, deci nicio restanță. Acum învăț și acest lucru, să accept că și restanțele sunt în regulă. Să nu uiți, Andreea Chiș, un element foarte important, că cea mai bună psihologie a vieții este din sala de judecată. Deci tu cred că te duci acum că ai nevoie de o diplomă, dar și mă rog, de ce va mai fi, dar tu ești psihologul format la locul de muncă. Acum, cred că fiecare dintre noi suntem într-o oarecare măsură și mie tot timpul mi-a plăcut această latură să înțeleg oamenii, să înțeleg cum gândesc oamenii. Am făcut cursuri de dezvoltare personală și cred, într-adevăr, pentru că sunt în continuare un tocilar, că e nevoie să înveți structurat niște lucruri și de aceea am ales facultatea de psihologie, pentru că vreau să învăț în continuare lucrul acesta și vreau să rămân în contact cu sistemul judiciar, dar din acest punct de vedere al zonei de dezvoltare personală, a zonei de terapeutizare a traumelor pe care le întâlnim în sala de judecată și în afara ei, a clădirii unor culturi organizaționale sănătoase, a evitării toxicizărilor ca urmare a unor lideri toxici. Și aici vreau să rămân în continuare și să am în a doua jumătate a vieții o altă profesie care să îmi permită să ajut dintr-o altă perspectivă sistemul judiciar. Nu ajuți în altă perspectivă. De fapt, tu ce faci? Tu, de fapt, te duci către cauză. Uite, și pentru asta vrei să studiezi mai mult decât ai făcut-o și să te întorci acolo unde tu ai văzut că sunt acele probleme și să încerci din răsputeri să faci ceva pentru ele. Este minunat. Deci oamenii care, știi cum se spune, ca și în avocatură și în magistratură, e mare lucru tu să faci să încerci să îndrepți ceea ce ai văzut ani și ani de zile că ți-a fost greu, da? Și de fapt te duci exact la cauză. Pentru că, de fapt, asta e cel mai important. Spune-mi, Andreea Chiș, ce regret ai? Ai vreun regret? Ia să vedem dacă tu ai vreun regret și te scurt, pentru că deja cred că misiunea s-a terminat. Să știi că la această întrebare îți răspuns foarte simplu, pentru că foarte recent m-a mai întrebat cineva. Nu, n-am niciun regret, pentru că, în general, fac lucrurile pe care mi le propun. Și le fac cât pot eu de bine și chiar dacă nu îmi iese rezultatul pe care îl doresc, știu că am făcut tot ce a ținut de mine în acel moment și, în general, în orice proiect al meu, contează nu doar rezultatul, ci contează calea și cum mă simt eu pe această cale. Poți să faci un portret al mamei tale? Poate să uită la noi? Da. Uite, mi-am amintit venind aici că am 3 nume, de fapt. Andreea, care vine din Andros, din greacă bărbat, dar bărbăție, curaj. E numele pe care mi l-a dat mama. Mama este o femeie extrem de curajoasă, extrem de hotărâtă, extrem de elegantă, are 76 de ani. Mulțumesc. Și în continuare poartă tocuri. Și merge la coafor în fiecare sâmbătă și se întâlnește cu colegii de liceu de 2 ori pe săptămână la cafea. Ce frumos! Este apreciată în continuare de foștii ei elevi, care îi mulțumesc de câte ori o văd. Și din acest punct de vedere, pentru mine a fost și rămâne un model de viață. Tatăl meu, ca să fiu dreaptă, deși nu mai este printre noi, a murit. Urma să te întreb și e bine să știm. Tatăl meu, știi că m-am născut în 16 martie și am fost cadou de ziua lui, pentru că el s-a născut tot în 16 martie. Da. Și cumva întotdeauna, sau cel puțin în ultimii ani, am rezonat foarte, foarte bine. Am simțit de fiecare dată, alături de mama, când aveam o problemă și mă sunau amândoi foarte repede, ceea ce nu mi-aș fi dorit, unor nu le răspundeam la telefon, pentru că, na... nu voiam să-i încarc și nu vreau în continuare să o încarc pe mama. Tatăl meu mi-a dat numele de Ana Maria, scris împreună. Deci Ana însemnând Andreea, iertare. Ana Maria. Exact. Și Maria înseamnă iubire. Și cred că lucrurile acestea le-am moștenit de la el, pentru că era, știi, avea el aspectul ăla arțăgos de
fiind inginer agronom și coordonând echipe, părea foarte un dur, dar cred că sub acea mască de dur era extrem de sensibil în interior și cred că de la el am moștenit sensibilitatea, mama curajul, tata era sensibilitatea dincolo de un aspect scorțos și le sunt recunoscătoare amândurora pentru ceea ce sunt astăzi. Andreea, Ana Maria, îți mulțumesc mult că ai venit astăzi în emisiunea Credință și Excelență. E mare lucru să cunoști oameni în viață, așa ca și cum te cunosc eu pe tine și te apreciez foarte mult. Îmi doresc foarte mult proiectele noastre să continue și să ne întâlnim de câte ori avem ocazia. Îmi doresc să mai vii aici în emisiune și să ne povestești și de asemenea lucruri bune pe care tu le faci, fie că ești în București, fie că ești la Cluj. Felicitări pentru întreaga activitate de magistrat și de om, de femeie și, nu știu, tot ce poate fi frumos într-un cuvânt. Eu îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru această invitație și pentru această oră de împărtășire mulțumesc. Și de conștientizare. Îți mulțumesc. Mulțumesc, Andreea. Andreea, Ana Maria, ce frumos, ce-mi place. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă aștept cu mare drag și duminica viitoare de la ora 20, aici, la Trinitas TV. La revedere!